mie îmi spune inima că ea trăiește. Pe ori vândut o vândut-o, ea este și ni s-a adus un cadavru din Moldova, ori ei ascund o crimă. Această femeie care a solicitat să-i protejăm identitatea spune că fica sa în vârstă de 22 de ani lucra la Moscova de câteva luni, iar acasă la părinți și-a lăsat fica în vârstă de 4 ani. Tânăra divorțase, iar fetița era crescută de bunici. La începutul lunii septembrie, femeia a fost sunată de către prietenii fiicei sale, care au anunțat-o că aceasta ar fi decedat într-un accident. Totul s-ar fi produs în timp ce tânăra se întorcea noaptea acasă împreună cu un amic cetățean al Rusiei, martor la cele întâmplate. Acesta ar fi spus că tânăra a fost lovită grav de un automobil. Citesc ce a zis el a fost trăită 50 de metri și aruncată 70 metri. În spravcă scrie că cel mai tare a fost lovită în piept, unde atunci când a fost uh, domnul expert și am ridicat rochia până la gât, în partea pieptului, nu avea nici vânătaie, nici zgrietur. Vestea a șocat toată familia, iar atunci când cadavrul a fost adus în Moldova de către micii fetei, rudele au avut primele bănuieli. Oamenii spun că în sicriul din lemn era un cadavru înfășurat cu banda adezivă. Eu n-am putut să plâng o picătură de lacrimă până a doua zi, când n-am mai rezistat. Mă uitam la portret, o știam cum o știu eu, mă uitam la cadavru și nu era ea. Este mult mai înalt, fata asta. Și corpul, și fața arată mult mai în vârstă. 27-30 de ani nici de cum n-arată 22. Nasul nu era ei, buzile, bărbia chiar. Nu doar felul în care arăta cadavrul a dat de bănuit familiei, sora tinerei nu și explică cum prietenii fetei au trecut cu sicriul prin vamă de vreme ce doar familia are dreptul să repatrieze cadavrul. Rudele cred că trupul pe care l-au îngropat a fost luat de undeva din Moldova. Au intrat la ora 4 și ei la ora 11 au ajuns seara. Ce au făcut șapte ore? la 36-38 de grade afară fiind în ziua aia. Certificatul de deces nu era identificat nici Republica, nici satul, nici raionul. Familia spune că nici fica de patru ani a tinerii nu și-a recunoscut mama. Când am adus-o să și-a rămas bun de la mamă, de la cadavru ăsta, pres de un minut, fata a stat și a zis, dar asta nu este mama mea. Deși din prima clipă, când au văzut cadavrul, nu au putut recunoaște fata, rudele nu au solicitat atunci o expertiză ADN. au prea năuciți de tot ce li se întâmplă, spun oamenii. N-am avut pe cine să întrebăm. Nimeni nu ne-a spus. E prima dată când ne întâlnim cu așa caz. La 25 septembrie, rudele au depus o cerere la procuratură prin care au solicitat exhumarea cadavrului pentru a fi efectuat testul ADN. Șeful inspectoratului de poliție Cantemir și procurorul Raigonului ne-au comunicat că se ocupă de acest caz și că au solicitat informații de la Interpol, iar acum așteaptă un răspuns din Federația Rusă. Astfel, oamenii legii din Moldova urmează să afle dacă este sau nu pornit un dosar penal în cazul presupusului accident soldat cu moartea unui om și dacă, în general, accidentul a avut loc. Apoi va fi verificată autenticitatea certificatului de deces care ar fi fost perfectat de autoritățile din Rusia. Șeful poliției din Cantemir ne-a mai spus că răspunsul oficial din Rusia ar urma să ajungă în două-trei zile.